S-a luat? Da. Da, trebuie să frec puțin mai tare, dar s-a luat. Poftim. Ah, scuze, am uitat să întreb. E ok să fumez aici? Da, 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 e ok, că lăsăm geamul deschis și se duce până vine bunica mea. Dar dai și mie țigară, te rog? Mersi. Ține puțin. Te rog. Vrei să spun și ție? Da. Mai punem puțin. Și ți-a plăcut? Da, a fost mișto. Păi, poate mai vii să mai facem. Mai facem. Mâine? Mâine nu cred că pot. Mă duc cu mama să-mi iau Adidas. Eu sunt singur și sâmbătă. Poate sâmbătă. Știi ce? Mi s-a părut mie să ai terminat foarte repede. Că nu-mi dau seama. Nu chiar. Adică pot să termin și mai repede, dar m-am gândit să mă mișc mai încet ca să-mi vezi și tu. Dar pot și mai repede. Ok. Dacă existau niște concursuri, cu siguranță le-aș fi câștigat pe toate. Dar ție care îți plac mai mult, alea mici sau alea mai mari? Mă, alea mai mari sunt mai interesante pentru că te chinui mai mult cu ele, dar și alea mici îmi plac. Ție? Că nu-mi dau seama. Poate dacă mai facem. Da. Mai vrei? Nu. Dar tu ești sigur că așa trebuia? Cum adică? Adică mi s-a părut că uneori ai forțat un pic. Poate trebuia să intre în alt loc. Nu, așa este la început. Prima oară trebuie să împingi mai tare. Dar a doua oară intră perfect. S-o fi întărit? Da, păi stai că mă duc să mă uit, cred că am așteptat destul. Să nu se rupă. Stai liniștită, știu cum să mă bucur. Da, s-a întărit. Vrei să vin acolo? Cum zici tu, tu știi mai bine. Ia, vezi, s-a fixat perfect. Mhm, da, e mișto. Îl vrei? Mi-l dai mie? Dacă îl vrei, eu m-am destul. Lipsește o piesă. Ah, da, păi stai că o găsim. E pe aici. Eu trebuie să plec. Păi, atunci am... Mi-a părut bine. Chiar mi-a părut bine. Unde și eu compunerea, te rog? Sigur. E mișto că știi așa bine germană. Da, mulțumesc. Dacă vrei, mai pot ajuta. Îți zic. Așa plec. Pa.
Ce e, frate, cu debandada asta? Știi? Casa poate spune multe despre cum arată un om pe interior. Ne-a dat curcăm, nu ne-a purtat tot de grijă. Ce vrei? M-a sunat ușii, că nu răspunzi la telefon, că trebuia să mergi cu ea la fizioterapie și că, mă rog, trebuia să fii de aseară la ea. Ce să spun? Ce să spui? Mă, Irina, am și eu alte treburi. Nu să stau să te dădăcesc. Am un program, am pacienți. Cred că e un super program din moment ce poți să vii aici în zile când te spun oricine. Vine omul să vadă ce faci și tu faci pe interesantă. Eu dacă ai venit să-mi ții prelegeri, cred că e mai bine să pleci. Și spune mamei că sunt bine, să nu-și mai fac atâtea griji. Și că mâine are fizioterapie, nu azi. De fapt, știi ce? Las că-i spun eu. Irina, de ce nu mai vorbim? Despre ce să vorbim? Că ce, că nu mai stăm ca acum câțiva ani să povestim despre nu știu ce petreceri și despre nu știu ce aventuri de ale mele? Sau la ce te referi? Nu numai. Păi, sunt femeie măritată acum, nu mai am ce povesti. Și oricum mă cam săturasem să tot povestesc eu. Ai fost mereu prea cu minte. Astea parcă nu mai fumai. Știi că nu fac bine la concepție? Hai frate, că nu scrie nicăieri că iarba dă nasoale când încerci să faci un copil. Aș vrea să nu începi acum să mă fuz la icre cu asta. Nu încep nimic. Vreau doar să mă asigur că sunteți bine. Ei, să-mi spui tu mie că n-ai nimic. Am făcut o prostie. Ce prostie? Luna trecută când a plecat Andrei la Bienală. Așa. De fapt, știi ce e un căcat? Mai bine lasă. Haide, Iri, spune dacă ai început. Luna trecută, Andrei la Bienală a vrut să-mi facă o surpriză și l-a pus pe Mugurel să-mi aducă niște iarbă. Credeam că măcar Andrei are mai multă minte. Mă lași pe mine să vorbesc? Hai zi. Și a venit Mugurel cu iarba. Am stat puțin de vorbă, a rulat una. Eu aveam deja un vin deschis. Am băut împreună, am mai rulat una. Și ce s-a întâmplat apoi? Nu știu. Nu știu. Mi-amintesc doar că mă mișcam foarte greu. Dar cumva îmi conștientizam corpul și îmi conștientizam extremitățile, numai că era tot în reluare. Ți-am spus că chestia asta nu face bine. Măi, frate, că nu face nimic. Dar trebuie să scoți și tu bățul ăla din curs, să încerci măcar o dată. Deja îți place ție să dai lecții. Mă rog, nu intrăm în subiect. Și ce s-a întâmplat apoi? V-ați pupat? Ce ați făcut? Nu mi-am inteles. Știu
doar că m-am trezit a doua zi și că eram... Eram goală și întinsă pe jos și ăsta nu mai era lângă mine. Și te-ai culcat cu el. Mă, tu n-auzi că nu știu că eram amortită, că am avut un blanc? Deci te-a violat atunci. Andrei știe? Poliția știe? Ești sănătoasă? Andrei? Poliția? Tu-ți dai seama că noi eram rupți în gură în ultimul hal, că aveam Dita mai punga în congelator și că ăștia doi mai sunt și prieteni foarte buni? Tu înțelegi termenul de viol? Hm? În situații ca astea, ar trebui să te gândești mai mult la tine. Oricum, nici nu știu dacă s-a întâmplat ceva, poate am făcut duș, am venit aici și am leșinat. Păi știi ce nu l-ai întrebat? Ce să-l întreb? Auzi, Mungurele, nu te supăra. Noi n-am tras-o aseară? Sau nu, 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 și mai bine. Auzi, Mungurele, tu i-ai tras-o cumva soției prietenului tău în timp ce asta era ruptă în ultimul hal? Nu chiar așa. Hai, mă, fi serioasă. Clasic. Clasic. Ajungi în niște situații... Auzi, nu te supăra, eu cu cine vorbesc acum? Cu psihologa, Rădulescu Georgiana sau cu verișoara care ar trebui să asculte și să nu judece? Eu în locul tău i-aș spune lui Andrei. Eu cred că ar înțelege. Mhm, și eu cred. Cred că ar înțelege perfect. Și ar înțelege că prietenul lui m-a violat. Dacă l-ai iubit, ei spune. Tu crezi că-l iubești? Crezi că l-ai iubit vreodată? Sau te-ai căsătorit cu el din... teamă sau poate pentru că... Vezi că iar este psihologa din bârlog. Și da, chiar îl iubesc. Și chiar nu e cum zici tu. Și suntem de atâta timp împreună și stăm împreună pentru că ne place și pentru că ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit? Păi Andrei, nu e o țigară ca să-l bagi în gură doar așa din obișnuință. Ba chiar așa este. Și oricum să știi că nu fumez numai din obișnuință. E o nevoie. Nevoia aia când te trezești dimineața și simți că trebuie să ai tot fumul ăla în plămâni și să-l amesteci cu cafea. Da, e o nevoie. Andrei, e o nevoie. De poezie. Ce nevoie e aia dacă tu faci ce faci cu altul? Sunt însărcinată. Ce? Ești sigură? Destul de. Am făcut 3 teste și toate au zis că da. Dar poți să te duci și tu să vezi că sunt în baie pe cadă. Mamă, puteai să tragi și tu măcar apa! De ce nu te bucuri? De ce m-aș bucura? Păi nu ăsta era scopul, nu asta voiați! Da, încercam, da. Păi și uite că s-a întâmplat! Hei! Irina! Yay! El știe? De-abia am aflat eu. Păi sună-l! Doamne, ești inconștient. Ești incredibil. Te crezi femeie superioară, Irina? Zici că ești măritată și că tu n-ai povești picante, da? Ești ținută în puf, nu faci nimic toată ziua și tu ce faci, mă? Ce faci, Irina? Îți bagi joc de niște lucruri la care alții doar visează. În subconștientul tău, cred. În subconștientul meu crezi că ce? Băi, m-am săturat de toate prejudecățile tale și de aerele tale, înțelegi? Mă, Irina! Vii tu aici să-ți faci talentele științifice cu mine. Ce să zic, Gia? Cu psihologia. Ai stat toată viața cu minte în banca ta, n-ai riscat niciodată nimic, totul serios, totul la dungă și acum, ce bine ți-e, nu? Ce bine ți-e că vii să faci pe babysitter-ul cu mine. Serios, Irina? Psihologa pizdi. Asta ești. Psihologa pizdi. Vii aici să-mi ții mie prelegeri despre cum nu mă iubesc eu pe mine și cine știe în curând o să spui și că taică mi-e de vină, că cine știe cum m-a gândilat el cumva dubios când eram mică. Știi ce? Las-o dracu de situație și de futai și de psihologeală și până la urmă, auzi, cine ești tu, mă, să-mi ții mie lecții de viață? Ce ai realizat tu vreodată în viața asta? De fapt, știi ce, Gia? Dacă tu zici că vrei să mă ajut cu ceva, zici ce să fac. Nu. De fapt, mai bine zi-mi cum să fac. Să-i zic lui Andrei? Asta vrei?
Ce să-i zic, mă? Să-i zic, bă, iubitule, sunt însărcinată. Nu te bucuri? Știu că tot încercăm de aproape jumătate de an și nu ne iese, dar iată, miracol! Dar știi ce, Gia? Ar trebui să-i zic că s-ar putea să nu fie a lui. Că eu m-am cam futut cu Mugurel cât a fost el la Bienală. Zi, Gia, cum să rezolv asta, a? Ce spune asta despre mine? Zi cu psiholaba aia ta! Acum taci, nu? Nu mă mai întrerupi. Lasă că vorbesc eu. Îi spun tot, mă, să știe omul ce are la ușă. Și mă duc și la poliție. Și mai știi ceva? Aproape că nici nu-mi pare rău. Pentru că în sfârșit am rămas însărcinată și o să am un copil. Și puțin îmi pasă dacă a fost viol sau nu. Poate chiar n-a fost. Tu nu înțelegi, nu? Tu nu înțelegi că o să am un copil? Și că Andrei poate trăi toată viața bine mersi cu gândul că e al lui. Da. Hai, mi-arăt? Stai așa. Larisa Alexandrescu. Uite. E bună, bună. Ai zis? De unde o știi? E verișoara unei colege a Ioanei. Am ieșit odată cu ele, am să mă obțin multe mâințele. Te cred. Deci? Când ieșim? Băi, nu știu, că nu mai merge cu a mea. Păi? Că merge, dar nu prea mai futem. Te-a lăsat! Te pula! Ca nouă, nu, așa. Păi, sincer, nu vă înțeleg. Adică o ai acolo lângă tine, da? Mm. Seara, două pahare de vin, bam. Dimineața, îi dai frumos chiloții la o parte, bam. La prânz? Da. Mulțumesc. Eu mă tirez. Hai, mă. Ia-ți că nu stau chiar mult. Bă. Bă. Hai. Trebuie să nimeni de-al nostru să dai neapărat. Ce-i aici? Bă, șșșș! Hai în club! Ești bad! Băi, da, băi. Nu fi la bătristă! Băi, vorbești dracu' mai aici, că trebuie să știu toată lumea. Vorbesc mai aici. Te rog eu. Ce vrei? Niște bani! Tu vorbești serios? Da! Stai, stai un pic, cât vrei? Cât ai? Hai, mă, cât îți ia? Bă, rabule, nu știu! Hai, bă, Carmen! Șș. Ce faci?
Bine, mă găsește în față. La ce te gândești? La nimic. Nu te mai gândi la asta. La nimic? Știi la ce mă refer. Stai liniștit să mai întâmplă. Nu mie. Crede-mă, Rocco. Sunt de mult timp în industria asta. Vezi că e ultima. Data viitoare să vii cu țigări. Nu la urmă te mai duci la nunta aia? Te interesează? Facem conversații, nu fi pădăran. Nu m-am gândit. Merge și ea? Probabil. N-ar fi ciudat să vă vedeți? Nu știu. Răspund că ar fi puțin ciudat. Ai mai vorbit cu ea? A, da, azi. Despre? Despre când o să-mi iau chestiile. Și-a găsit pe altul? Nu mă interesează. Tu ți-ai găsit pe cineva? În afară de mine, adică. Ai spus de noi? Serios? Care noi? Cum ar fi fost asta? Ei bună, te-a sunat să-ți spun că de 2 ani merg la curve. Și ne-ai simțit. Am venit acasă. De ce? M-am tot gândit și trebuie să ne mai dăm o șansă. Am băut. Ce contează? Da, știu, am băut, dar te iubesc. Hai să văd pe eu. Eu n-am fost om zilele astea, înțelegi? Cluburi, căcaturi de genul ăsta nu-mi trebuie. Tu chiar crezi că-mi pasă?
Știu și eu că sunt praf. Știai și tu asta de la început și nu ți-a păsat. Au fost totuși 5 ani frumoși. E dor de ăștia mici, de gropițe, de zumpirei, de tine cu flori în păr. Spune-i lui Mihai că iau bani doar pentru sex. Vrei să-ți vezi tu de spălatul paharelor sau ce dracu faci aici? Poți să ajungi cu ceva, orice? Spui, dacă e ceva. Îți zic. Mersi. Ești ok? Ce faci? Crezi că eu știu ce mai fac? Îmi dau ceva? Dă-mi o apă, te rog. Ai plătit porcăria aia? Nu, n-am plătit-o pentru că închideau chiar când am ajuns. Mersi. Faci mișto de mine? Nu fac mișto de tine, dar am vorbit cu portarul. Mâine la 8 dimineața stă acolo. E ca și rezolvat. Păi tu ai uitat că mâine dimineața trebuie să fim taman în Ghencea? Fii atentă cu facem. Te duci, fumezi o țigară, te relaxezi și o rezolvăm mâine. Rezolvăm un căcat! Așa să-mi fii în stare să iau amărâtă de chitanță? Gata, calmează-te. Am zis că o rezolvăm mâine, oprește-te. I-am rugat să faci ceva azi. Da, poate că ai dreptate. Trebuie să mă calmez, nu? Și nu știu. Cum, așa, puf, o să dispară toată mizeria. Și o să trăim toți fericiți și sănătoși până la adânci bătrâneți. Dacă tu ai de gând să o ții numai într-o criză de nervi, n-ai decât. Păi, dar cum poți să fii mă atât de egoistă? Nu știu de ce mă mir. Așa ai fost tot timpul, te-a durut în cur. Te rog eu foarte mult să nu mă provoci, bine? Să știi că nu ești singura care a avut o zi de căcat. Fac ce pot și cum pot. Da, am văzut. Ce înseamnă asta? Adică... ce faci acum? Dai lecții de responsabilitate, lecții de punctualitate sau cum? Hai, te rog eu frumos, hai să lăsăm discuția asta pe altă dată, ok? Ok. Hai, mai bine să vorbim despre vreme, nu, sau mai bine, cum îți place ție, despre horoscop. Ce ne prevestește Neti Sandu? Știu că o să plec în India. Vreo 6 luni de zile. Să ce? Să mă resetez, să mă deconectez. Serios. Pleci în India 6 luni? Da. Da, vorbesc cât se poate de serios și mi s-a luat foarte tare. Și o să plec.
papă. De ce mă enervez eu? Era foarte clar că o să faci un căcat din asta, nu? Că tot timpul toate tâmpenile care ți-au trecut ție prin minte le-ai făcut și după aia eu trebuia să vin să curăți tot, că de, sunt sora mai mare. Și tot anul ăsta la mine suna mama să-mi zică că, vai, Irinuca, are probleme, sărăguța, și așa de sensibilă, mă, știi care e problema ta, fetițo? Că nu-ți pasă de nimeni și de nimic și cu atât mai puțin de mine și de mama. Exact acum, când toată lumea are nevoie de tine, tu te-ai hotărât că e momentul ideal să pleci într-o excursie în India? Ce vrei să fac? Spune și mie ce pot să mai fac. Nu mai e nimic de făcut. Gata! Nimic. Nimic. Du-te. Mergi, meditează pe Everest. Auzi, dar tu pe cine crezi că ajuți cu atitudinea asta? Tu te uiți la tine, nu vezi că ești cu curul în sus de dimineață până seara, ești obositoare. Băi, eu fac ceva, nu ca tine, nu fug! Mă lași singură cu toate problemele astea? Cum le rezolv eu, a? Cum? Bine că ești tu eroul din familia noastră. Maria, eu știu că tu ai fost mereu în centrul atenției, numai că acum nu mai e vorba despre tine, înțelegi? Trebuie să fac și eu ceva cu viața mea. Și am ocazia asta, în sfârșit. Și cine ți-a stat mândrum până acum, mama? Condolanțe. Irina, ok? Dracu știe. Eu sunt cu mașina, dacă pot să te las pe oraș sau acasă. Să râzi chiar cu arul, dar n-avem cum să-i zic. Nu, asta-i problema. Adică oricum stai liniștit și mă zice, n-ai stat căcatul de atât timp. Da, da. Tu cum ești așa după... Dai seama că el mă pișam pe mine. Mai zile cineva? Te rog să nu zici, nu știu că... Nu, îți dai seama că nu zic, nu, dar... Te văd așa, adică... Și pe mine m-ar fute rău de tot. Sunt terminat. Am tremurat un drum până aici, până. Da, mă, deci nu te urmă chiar așa... Păi, dar n-ai pus să o iei, frate, ai citit și tu, puțin, n-ai citit, nu? N-am citit, habar n-am zis, cine era să găsă chestia asta, zice. Salut. Salut. Urele, ce faci? Unde plecați, mă? Mai stați un pic. Stai, mă, gurele jos. Am o vorbă cu tine. Tu așteaptă la o țigară sau ceva. Ce părere să-și la țigară? Hai, mă, du-te până afară. Am ceva de vorbit cu el. Ce plan te uiți așa la mine? Hai, mă, Radule, mă. Ce fac, mă, gurele? Bine.
Bine, sănătos? Da. Ce mai nou până Rahova? Salut. Salut. Da. Ce duce, mă? Adu-mi un Jack, te rog. Nu. Da, adu-mi un JB atunci. Nu am și. V-ați pula de mine, e? Nu. Adu-mi o vodcă. Ok. Atât? Tu bei, mă, ceva? Nu beau nimic. O vodcă, da? Două. Băi, Mugurele! De ce te strigă mă nevastă mea noaptea până somn? Cum adică? Adică te strigă. Mugurele, 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 Mugurele. Dar ce înseamnă mă strigă? Mă strigă... Adică te strigă. Păi nu, stai puțin, mă strigă în continuu. Nu mai poate să dăm la prânz. Pula, e vreo diferență dacă te strigă Mugurele sau Mugurele? Ce pula mea, de ce te strigă nevastă mea până somn? Câte ori mă strigă, te întreb, că probabil... Tu crezi că am stat să le numer, băi, Mugurele? Ce dracu? Stai puțin, ce te-a apucat? Tu i-a strigat și cum adică ce m-a apucat, mă? Da, ce te-a apucat, te întreb. Hai, să mă, ți s-a mai întâmplat să te strige nevestele oamenilor așa până somn, a? Sau te strigă doar alea pe care le fuți? Ia zi, Mugurele. A fost bine? Am stors din tot sticlă. Mersi. Zi, mă, Belitule, cum a fost? Fute bine? Blondă, cur, țâțe ca mie, da. Zi, Mugurele. Stai ținând niște ai dat la muie? Ceva. Ai făcut-o în cur? E băgat nasul la mare în pis de zi, mă, muistule. Zi, te ascult. Vreau să-mi povestești și mie cum e, că eu n-am mai dat de mult. N-am nici să-ți povestesc, mă. N-ai nimic să-mi povestești, a? N-ai nimic, a? Nu-i jocul, stai jos în pula mea. Stai jos în pula mea. Ei, alo. Gata, bosul. Gata. Ești afară dacă vreți să mă bateți. Gata. Sunt cu minte, mă predau. Gata. Și liniște, vă rog frumos. Gata. Păi, ești nebun? Ce te-a apucat? Ți-am zis că n-am făcut nimic în pula mea cu ea, am fost la ea. N-ai făcut-o? De două luni, normal că n-am făcut-o. Am văzut-o de două luni, ne-am văzut doar atunci când mi-ai cerut tu să-i duc chestiile alea și asta a fost, frate. De unde gura mătii ai atâta tupeu? Păi, Jigosule, taci în pula mea. Azi dau o veste bună. Ia dă-mi o veste bună. Ai trăbucurile la tine? Pe cine am mai făcut? L-am făcut și pe Radu cumva? Nu știu dacă l-ai făcut pe Radu, dar... Cu tine n-am făcut niște sex azi noapte? Nu strigai și tu numele? Ia... Gata. Băi, mâini, tu e însărcinată, mă, prostul familiei. Ei, v-a rugat... Gata. Ia pula mea mâna de pe mine. Deci m-am mai înjurat și... V-am zis frumos. Gata, ho! Deci consumatul ăsta am plătit și... Dă-i drumul de aici. Și nu că dăm drumul. Dă-i în pula mea drumul de aici. E însărcinată, mă, muistule. E însărcinată. Am hip în pula mea. Dacă e însărcinată și nu e a tău... Top. Mă, adică ai hip în pula mea. Mă, adică ai hip în Gurele. Cu aia, tău copilul ăla sau însărcinată și a făcut teste? Nu e al meu, prostul familiei. Nu e al meu, că eu de 2 ani fut în gol. Cum ești să fie al meu? Sigur că n-a venit nimeni la ea în pula mea? O faci și curvă, e? Nu știu, frate, am fost fă-tu la ea. Fă-tu gura, mătii, de jec. Ascultă-mă, Andrei, că e mai important decât un futai. Și pula mea s-ascultă la tine. Mai important decât un căcat de futai în pula mea. Ascultă-mă. Am fost la ea. Avea două vin. Știu ce ați făcut, ați băut un vin, exact. V-ați făcut frumos, ți-ai dat drumul în ea și o să avem un băiețel. Nu știu dacă m-am făcut cu ea în pula mea. Cum adică nu știi? Nu știu, pentru că eram beți amândoi și nu știu ce am făcut. Eu țin minte că am plecat și fai am ajuns acasă. Pula mea. Dacă zici că e însărcinată și că n-a mai fost nimeni în pula mea, s-ar putea și ăla să aibă și ea și tu și toată lumea în pula mea. Pare rău. Îți pare rău? Mugurele, te omor, trebuie să zbura, mă, te stai. Pula mea, îmi pare rău. Tu zbura, mă, te mugure. Plătește-mi asta și îi stă fără mă. Unde pula mea crezi că mă duc? Putu-ți morți, mă.
facem bani, azi te-ai ajuns. Ai minte, dacă ai minte, că ai stare naturală. N-apela la bunul simț, e plecat în țară.
Hai că a venit ăsta. Mai, nu știu, lasă-ne două ore și, și hai încoace. Vorbește-și cu băieții, da? Scuze, era drupere pe magherul. Stai liniște. Oricum mai întârzi ăștia, m-au sunat că, nu știu, vreo două ore mai târziu. Cum dracu n-a bubuit asta până acum? Ce să stea? Jucării, nu ți-am zis că ți le aduc? Da, pentru aia mică, mă. Are de aia? N-are, frate, nu. E fără că nu le suporta. Mașina mi-a adus-o? Da, ți-am adus-o, dar n-am înțeles ce vrei să faci cu ea. Să mă tunde. Nu ziceai că ți-l lași lung? Ba, dar a început să-mi cadă boala asta, nu știu, nu-i. Sunt ca un câine de-asta lățos. Ia, stai puțin, stai puțin. Da și mie un șervețel. De unde? În bluza mea. Pe buzunar pe acolo. Bă, dau ăștia banii, nu? Azi. Da, mă, normal că ne dau azi. Dar ce fac, îi sun eu după? Bă, chiar trebuie să iau chestia. Vine ziua ei, nu pot să las fără inel. E de ajuns că nu l-am la nuntă, dar... Trebuia să pui tot și aveai și mai mulți bani. Luiam de la piatră așa mare, frumos. Bună! 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 Hei! Ce faci? Ți-am adus asta. Foarte tare. Pampers, mă. Aia de la DM. Nu te-au întrebat nimic ăștia? Cine? La poștă. Nu. Bagă foarte care negă, păi stai atent. Chiar spem, bă, știi? I-a fi pus pe aici, până. Stai că am găsit. Ce să stau? Intelence? Intelans? Ai umblatul la ele sau ceva? Ce no. Să nu știu. Ce căcat sunt astea? Nu știu, frate! Iarbă clar nu e. Băi, ești tu mare expert acum. Ce căcat e? De-aia de-o punem în apă? Radu, trebuie să fie o încărcătură în primul. O să sun la ăștia și vorbim, vedem ce s-a întâmplat. Eu așa am luat cutia, am adus-o, habar n-am, nu știu. Băi, cred că ne facem manevră. Nu, hai mă! Eu? Ne lucrează, uite-te, deci ne lucrează. Băi, Radu, cum să ne lucreze? Eu am rugat-o frumos să ducă să ia chestiile astea. Și? A venit cu ce? Păi nu știu, frate, frate, eu nu știu, eu v-am ajutat. Cum să nu știi, mă? Stai, mă, Alina, Alina, stai-mă okay? Puțin. Gata. Radu, stai-mă, că ea nu știe nimic. Deci ce să, cum nu știe Alina, nimic, mă, nu ea le adun. Frate, gata. Alina, stai-mă. Las. Păi ne-am dat bani pe astea, mă. Băi, vin ăștia, vin ăștia, mă, vin ăștia, Radu. Băi, mă luăm banii azi? Nu știu, mă, Radu, lasă-mă puțin să mă gândesc. Strânge ăstea și du-te undeva într-un colț să nu le vadă în pulii mei și lasă-mă pe mine să vorbesc cu ei. Domnul Stig a venit să testeze Daciu. Păi asta, că vroiam acum să... Încă nu... Avem o mică problemă și încă nu... They say they have a problem. Da, încă nu ar trebui, fi trebuit să vină, dar au întârziat puțin. Na, nu știu ce să... They say they have a delay. Mă gândesc că dacă ați venit mâine, aș reuși să vorbesc între timp și... Cumva asta ne-au spus, că mai durează, nu știu, câteva ore. Și n-are rost să așteptați aici, mai bine reveniți mâine. Nee, je hebt gezegd dat het spul hier zou zijn. Je hebt me verder ook niet opgebeld, dus dit is niet goed. Un telefon? Ceva? Domnul Stig spune că n-a fost frumos. Și nu e frumos. Am vrut să vă spun în persoană, că nu-i foarte și... Mă gândeam, poate veniți mâine ca să rezolvăm, că între timp... Lasă-mă puțin, Radu, că între timp am rezolvat până mâine și am dat mâine... Astăzi de HIV. Poți să le iei tu pe astea. Ivo, am uitat pe net acum, Intelence. Pare pe toate site-urile, Intelence, Prescription, HIV. Cine contează, mă uitat. Da, Radu, dar ți-am zis să mă lași puțin, că aveam niște treabă cu ea, acum să rezolvăm. Frate, super tare, Intelence. Am înțeles și ce ai... Vrei să ne găsească într-un portbagaj maică-ta mâine? Frate, ăștia nu-s capone, ne înțelegem cu Intelence, tu-i... Deci gândește că poți să le iei tu. Pe porumbeilor.
N-am vrut să vă deranjez. Dar și mie un pic. Haide și mie un pic. Haide, haide, haide. Haide. Ce credeau? Duurspel. Aveți de fel, vorm? Nu vezi că supără. O, uiți. De-astea. Mai aveți? Da, cred că e plină cutie. Toată cutia aia? Da. Bravo, mă, băieți. Că scumpe. Cât de scumpe sunt? How much? Die doos vol is dezelfde prijs. Cutia plină, prețul rămâne la fel. Cum vorbisem. Dacă sunt așa scumpe, vrem dublu. Ce? Da, dacă scumpe, vrem dublu. Dublu? Jullie kunnen hier helemaal niets mee. Ik heb de kanaal om dit te verkopen. Ik heb het bedacht. Ik geef jullie de helft. Păi n-aveți ce să faceți cu el. Păi le vindem. Le vinde domnul Stig. Unde le vinzi? Unde? Te duci în piață? Dă-ne-le nou, faci bani. Halve prijs. Ultima oferta. One minute. Păi, frate, fii atent. Putem? Ești ok? Da, zic bine. Nu te dracu, ești bine, toată ziua ai fost așa, nici mă gândesc, nu mă gândesc. Băi, Radu, măcar recuperăm banii tăi jumate. Bă, frate, nu mai întrebe banii aia, de, tu ai nevoie de pastile astea. Bă, să te fută Carmen. Carmen habar n-are de chestia asta. Și inelul? Dă-l dracu să mai aștepte cu inelul, nici nu știa de el, ce poate să... Nu, îmi pare, nu mai putem să vinem, îmi pare foarte rău. E sigur. Da, nu, chiar nu. Păi, nu... Vrem să vindem. Nu mai vrem să vindem nimic, nu vindem. Păi bune, băi, într-o bucată de metal și viața mea, tu ce căcat ai alege? Nu știu, frate, ei, nu știi, ți-a mort-o că nu știu. Nu mai vinde, ne pare foarte rău. De două mână săl. E frumos? Ik wil echt niets meer met jullie te maken hebben. Het zegt over en uit. Domnul Stig spune că... Mă, lasă-mă, hai. Te bă, duce, mă, hai. Iată, în sfârșit, poți să le iei, măi, tratament. Oricum, cu banii voi să iei pastile. Ia una acum. Hai. Să iau una? Ia să vedem cum e. Hă? Cum e? Am mare, nu știu. E medicament, mă, să nu-ți dulci. Dacă... Mulțumesc. N-a mai făcut nimeni așa ceva pentru mine? Băi, băi. Să rămân dator. Ce sală? Spirulină, vrei? Da, ia. Stai. Ah, nu vreau. Nu? Nu, iau tu. Nu le vrei? Vrei astea? Pot să le dau cuiva, da. Mhm. Dar ce-ai făcut? Ai rezolvat? Da, nu. Cum? Au jucat ăștia, au păcălit Daniel și cu Paul. Deci am mers. Chiar, fii atentă. Scoate și tu la o bere. Stai liniștit. Hai, te rog frumos, scoate la o bere. Hai, mă, trebuie să plec și... Mersi. Păi și unde te întâlnești cu Irina? La aeroport, mă, de te-a luat bilet? Da, da, mai devreme. Bravo! Și o să se bucure. Na, îți mulțumesc foarte mult. N-ai de ce. M-a ajutat enorm treaba asta. Cu drag. Și, na, ne auzim. Îți rămân dator. Bine. Să-mi trimis și mie o vedere, ceva. Niște cări. Farfurie de biriani. Pa, pa!
acum chiar că am nevoie de țigară. Dar nu cred că am, serios. Hai, lasă. Sigur ai ceva de rezervă. Am, vezi că s-ar putea să fie una, două acolo, ia vezi. A? Aș pune niște muzică. Pune-l pe ăla cu DJ Acid, Victorist of the Future. Între ale. Nu mai poți asculta dubioșenii de-astea? Dragă, în primul rând, muzica mea e eclectică și nu dubioasă. Iar în al doilea rând, am nevoie de un soundtrack special când îmi sărbătoresc micile victorii. Asta sunt eu, a? Nu! O mică victorie. Nu! Ești campania purtată de legiunea romană în Dalmație. 98. Cărcarea Troiei, de unde le scoți? Ia fii atentă. Hai să-l vedem pe DJ Acid. Vine România anul ăsta la Electric Castle. Cât de tare ar fi. Mai vedem. Nu pe bune, nu vrei să mergi? Mai să luăm bilete. Sună bine, dar hai că o lăsăm pe altă dată. Come on. Fii party pooper. Deschid laptopul și le luăm în 2 minute. Hai că pune mai o groază de timp, nu? Păi da, o să fie sold out și o să ne uităm la festival pe net. Așa le luăm acum și stăm liniștiți apoi. Da, clar. Am rezolvat toate problemele din lume și n-a rămas decât să luăm bilete la Electric Castle. Dar ce ești așa grampi deodată? Spui mereu că nu sunt spontan, că nu facem chestii de cuplu. Uite, acum îți propun să mergem la un festival împreună. Hai, Ionuț, așa de bine m-am simțit azi. Hai să nu futem bani. Vorbim altă dată de bilete. Serios acum? Te răzbun pe DJ Acid? Dacă nu vrei să asculti asta, pune ce vrei tu, dar dă drumul la muzică. Nu mai am chef de muzică. Ah. Mă scuzați, mademoiselle Daria, nu mi-am dat seama că azi te-ai trezit cu curul în sus. Chiar nu-i cazul să fii nașpa. Eu sunt nașpa, vin cu o propunere să facem ceva împreună și te comporți ca și când cine știe ce căcat am făcut. Cine dracu mai înțelege? Tu chiar vrei să avem discuția asta acum? Ce discuție? Jeez. Tu nu-ți dai seama ce tâmpenii zici uneori? Nu-ți aduce aminte când spuneai că nu vrei să-ți faci planuri? Așa. Că vrei să trăiești fiecare zi în parte și nu vrei să luăm lucrurile atât de în serios. În schimb, e ok ca eu să-mi fac planuri pentru un festival de peste 7 luni. Atunci când e vorba de party-uri, e perfect. Exagerezi și nu înțeleg de ce te-ai îmbalat așa de tare? De ce? Stau de un an cu hainele împrăștiate în 2 apartamente și traversez tot Bucureștiul când ai tu chef să te fuți. Și asta doar pentru că tu, Ionuț, mă afrotim, nu vrei să te simți sufocat. Ok, am înțeles, dar nu era cazul să exagerezi așa. Puteai să-mi explici din prima... Hai, mulțumesc! Îmi pare rău că te-am supărat, domnișorule. Asta fac eu, exagerez ca o nebună. Am terminat cu prostiile, le liniștește-te. Nu știi ceva? M-am săturat. Am tot ignorat faptul că te comporți ca un puș de 18 ani, sperând că poate se schimbă ceva. Și tu ce faci? Te superi pe mine pentru că nu sunt până al nou, le acer pentru festival? Ok, am greșit. Ai dreptate. Dar o să încerc să îndrept lucrurile între noi pe viitor. Da? Cum? Îți mai aduci 2 hanorace la mine? Stai 2-3 nopți la rând și ai impresia că ai făcut marea cu sare. Știi foarte bine că am făcut ceva schimbări de când suntem împreună. Ceva nu e de ajuns. Ai 28 de ani, comportă-te ca atare. Așa și. Ce vrei de la mine? Ce căcat ar trebui să fac să nu mă mai fuți la igre? Să ne căsătorim? Să facem câțiva copii? Tu nu te uiți în jurul tău? Nu vezi că toți prietenii tăi din liceu te invită la nunțile lor? Așa și? Au planuri serioase de viitor. Tu ce faci? Ești barman în căcatul ăla de club și au trecut 5 ani de când trebuia să-ți dai licența. Deci mă iei cu aceleași căcaturi, nu? Terminăm facultate, luăm job frumos în corporație, punând o nuntă, facem câțiva copii și gata, viața e completă. Ce pula mea poți să mai vrei, nu? Dacă ea vor să-și facă lobotomie, îmi înțeleg. Da, am uitat că tu ești marele bedes antisistem. Te caci pe părerile tuturor, nu? Bine, drag, atunci. Hai să ne căcăm pe toate visele și să facem o familie. O să fii mai fericit atunci, dragă. Ești tu nesimțit. Și despre ce vise vorbește? Ăla în care ajungi tu mare DJ și o să vină unul să te umple de bani? Mare vis. Și când ți-am cerut eu familie și copii, azi? Îți zic eu, niciodată. Tot ce vroiam de la tine e un semn că vezi un viitor alături de mine, atât. Ah, asta era soluția. Prințesa Daria era fericită dacă mă puneam în genunchi și promiteam un viitor uber mirobolant alături de Ionuț? Cum dracu de nu m-am gândit la așa ceva? Dacă asta ai înțeles după un an, e clar. Stai, mă, serios, pleci acum. Stai, stăm de vorbă, fumăm o țigară, nu? Nu mai avem nimic de vorbit.
Și închide dracului camera aia. Și tot filmezi ca ultimul la paciu. Bună ziua! Hello! Pot să te ajut cu ceva? Mai mare fană în tău și când eram mică, vreau să-mi spun ce îmi trebuie să ne căsătăm.
Știi când am văzut prima oară? Cu tata la Techilio. În septembrie 83. Eu am visat la clipa asta în mâine, frumă. Vrei un ceai? Poți să-mi uit tot pe cât. Nu înțeleg. Treceam pe hol și m-au auzit melodia. Și m-am apropiat să o ascult mai bine și... Zahăr? Tu ești bucătar? Da. Vrei zahăr? Nu. Dar tu ești Stig, The Rock Machine, Larson. Sunt flatat, dar sunt doar un bucătar la un restaurant din zonă. The Rock Machine... Eram acum 25 de ani. Și între timp am îmbătrânit. Vrei zahăr? Mama, ești bătrână. Ești cel mai frumos. Dar mai bine spune-mi despre tine, Rosie, ce... Și tu, unde lucrezi? Eu sunt vecină. Și te visez în fiecare noapte. Acum îți mă duc până la mine să mă aranjez un pic și pe urmă mă întorc, da? Să lași ușa deschisă. Machine. Ik ben Stig, de rock.
Hai că pot să fumezi și în casă. Hai, vine să arăt. Te-ai uitat pe geam, ai văzut parcul? Kaufland-ul. Îți plac aici, dacă ai ști ce petrecere dădeam, tot cartierul mă știa. Deci de asta, dacă vrei, poți să o muți. Nu știu, ia să te de obicei acolo, dar ăștia înainte să pleci, au lăsat-o și hainele alea. Da, frate, pe au plecat, nu mai dat ei de o lună. Poți să lești ce vrei de acolo, dacă nu pici pe el, le arunci. E o glumă de-a ta, nu? Mă, ce nu-ți place, că e mică sau care fac? Știi, perioadă, îmi pui mei, fără te pui pe picioare. Ia fii atent. Super realistă, frate. Normal, tu știi câți bani am băgat în ea, deci au stat băieții aici. De unde o dai? De sus ca Jordan, ce să dau? Zi-mă, frate. Ce ai pierdut, mă? Alo. Ce faci, mă? Deja vrei să o mutăm acum, așa, din primă? N-ajungi până la tavan, dacă vrei, ai o scară, e îndebarat. Dar ce vezi pe acolo? Zi-mă, frate, mă! Bă, crezi mă. Băi, chiar hai că n-am timp de căcaturile tale, hai! Puțin că-l gândi-l pe nas. E hologramul, nu? Ce ai, mă, Andrei? Ce hologram? Adică tu nu vezi nimic? În afară de urma aia nu mai văd nimic. Că e praf, ce mă, ștergi și tu, dă-l-am ăsta. Acum, fix acum, n-ai auzit nimic? Nu, frate, te aud pe tine, ce s-aud? Da, Carmen. Da, mi-am arătat lui ăsta, hai că vine acum. Hai să-mi bag cu la rafle, cred că mă duc fantomă. Radule! Oh, alo! Unde te crezi, mă, puii mei, ți-ai zis mă duc la cină. Tragi ca dementul, vezi gârgăun pe pereți. Ai văd o fantomă. Vezi pe dracu, mă, te-ai tâmpit, mă! Unde vezi o fantomă? Fix acolo, pe canapea. Unde, mă? Aici? Da. Chiar acum, tu vezi o fantomă? Da! Aoleu, și cum e, frate, cu cearceaf, așa, ca în filme? Radule, nu glumesc în pula mea! Nu glumești, mă? Nu, e un bătrânel! Aoleu, face plajă unul la noi în casă. Cum face plajă în pula mea să uită la mine și cântă? Vai de capă, Elvis, fii atent la el, că Elvis stau lângă el, stau lângă Elvis. Te-ai ceva lângă... Oh, exact, fă-mi o poză. Radule, băi, no, Radule, nu glumesc cu pula, nu. No. Vino, mă, încoa, hai că vorbim cu el, vino, încoa. Băi, dar chiar nu glumea. Fii atent, hai că te scap de el, că trebuie să plec și nu mai. Deci eu știu pe asta că era clasa a doua. Băi, No. Bă. Pizda, măsii. Am ajuns să mă cobor la minte atât, îmi bat piciorul, ți-ai întâlnit să plec. A dispărut! Aole, te-a salvat! Te-ai reținut, ia, hai să... Fă mișcarea ca să fiu sigur. Deci păi, nu glumesc! Când apare, mai dai tu o dată și gata. Chiar, eu te las. Chiar nu glumesc, era o fantomă în pula mea! Normal, normal că era, era... Radule! Da, merge. Hai mai ce ți-a luat atâta, hai odată! Pare foarte rău, măi, era Andrei cu glumele la el, că a fost pe stand-up toată... groaznic. Să mă țin copilul îmbrăcat atâta timp, m-a sunat mama de două ori, hai odată! Dar acum! Incredibil! Gata, ia uite ce ai făcut! Pare foarte rău, dar na, să-l las așa. Gata! Merge, că puțin și ajungem. Hai, măi, odată! Vrei să mai dai și tu? Eu spitem.